Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Horoscopul 2024 pentru Taur promite o perioadă de schimbări și evenimente importante. În prima jumătate a anului, vei simți o explozie de energie creativă care te va ajuta să-ți realizezi ideile. Fie că este un proiect creativ sau lucrezi la propria afacere, Vei putea obține un succes semnificativ datorită perseverenței și sârguinței tale. Anul 2024 va fi destul de activ din punct de vedere energetic. Ai putea crede că multe lucruri merg bine și fără prea mult efort din partea ta. Totuși, asta nu înseamnă că te poți relaxa și conta pe deplin pe noroc. Sănătatea pentru Taur. Pentru Taur 2024 promite să fie un an stabil din punct de vedere al sănătății. Începutul anului poate să nu fie foarte activ, în lunile de iarnă și primăvara de vreme, sunt posibile exacerbări ale bolilor cronice. Este important să acordați suficient timp pentru odihnă și relaxare în această perioadă. Horoscopul pentru 2024 recomandă taurului să treacă printr-un control complet în acest moment și să urmărească dieta pentru a evita posibile boli. O atenție deosebită trebuie acordată sănătății mentale. Deja din luna mai 2024, îți vei putea restabili sănătatea și îți vei crește vitalitatea. Perioada începând de din luna mai până în iunie va fi foarte activă. Activitatea fizică se va intensifica. Sănătatea ta se va îmbunătăți și vei simți o explozie de energie vitală. În această perioadă sunt favorabile activitățile sportive active, procedurile cosmetice și medicale, precum și orice transformări externe. Cu toate acestea, aveți grijă, creșterea activității poate provoca stres și conflicte. Fii atentă la alimentația ta și dormi în această perioadă. Dacă ești implicată în sport, 2024 poate fi un an în care să faci progrese semnificative în antrenamente și să-ți îmbunătățești starea fizică. În toamna lui 2024, este recomandat să acordați mai multă atenție sănătății cardiovasculare, urmăriți-vă regimul zilnic, dieta și nu uitați de controlele medicale regulate pentru a preveni eventualele probleme de sănătate. Aceasta este o perioadă favorabilă pentru a începe să practice yoga, meditația și alte practici care promovează sănătatea mentală și fizică. Amintiți-vă că sănătatea nu este doar absența bolii, ci și armonia trupului și a sufletului. Cariera pentru Taur Pentru Taur, 2024 se anunță a fi un an interesant și variat în dezvoltarea profesională și comunicare. Veți avea mai multe oportunități de a comunica cu oamenii, de a vă extinde cercul de cunoștințe și de a stabili noi conexiuni. Tranzitele planetare favorabile în lunile mai și iulie, precum și în noiembrie, vor fi favorabile pentru a vă demonstra abilitățile de comunicare și pentru a face noi conexiuni de afaceri. De asemenea, te vei bucura de energia lui Jupiter din Zodiata de la începutul anului până în mai ceea ce îți poate îmbunătăți încrederea și optimismul. Simțiți-vă liber să vă împărtășiți ideile și opiniile altora, deoarece aceste lucru poate duce la oportunități noi și interesante. De la începutul lunii mai vei simți energie și încredere, care te vor ajuta să faci față oricăror sarcini. O perioadă de succes și de avansare în carieră și afaceri va începe pentru tine este posibil să primiți recunoaștere pentru munca voastră și să vă ridicați statutul. Taurul va avea ocazia să-și exprime potențialul creativ. Mart activ în prima jumătate a anului vă va împinge să luați inițiativă și să avansați în carieră. În toamna lui 2024, este important să fiți precauți și să evitați investițiile riscante. Aceasta poate fi o perioadă provocatoare pentru afaceri și carieră, dar aveți șansa de a vă dezvolta abilitățile și de a vă crește productivitatea. Este important să aveți o strategie și un plan clar de acțiune în această perioadă. Cel mai bine este să te concentrezi asupra obiectivelor tale și să nu fii distrasă de lucruri neproductive. Aceasta este o perioadă favorabilă pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru în curs, precum și pentru proiectele în echipă și munca în echipă. Încercați să mențineți relații bune cu colegii și conducerea pentru a obține sprijin și ajutor în atingerea obiectivelor voastre. Banii și bunăstarea financiară. Pentru Taur, 2024 va fi o perioadă de schimbare și o mare oportunitate financiară. Tranzitele planetare favorabile din luna mai până în octombrie îți vor îndrepta atenția principală către sectorul financiar și ar putea duce la venituri suplimentare și la creșterea bogăției financiare. Jupiter se mută în sectorul tău financiar în Zodia Gemeni în luna mai 2024, ceea ce poate duce la îmbunătățirea bunăstării financiare și la creșterea oportunităților de câștig. Această perioadă este favorabilă pentru lansarea oricăror proiecte comerciale, mai ales dacă acestea implică comerț, training, servicii, mediere, comunicare și consultanță. Între iulie și septembrie, pe măsură ce Marte trece prin sectorul tău financiar, taurul poate avea dorința de a-și investi banii sau de a începe un nou proiect de afaceri. Aceste lucruri ar putea duce la o creștere semnificativă a oportunităților financiare în viitor. Merită să vă folosiți creativitatea și inovația în chestiuni financiare, dar nu uitați că toate investițiile ar trebui analizate și calculate pentru viitor. În aprilie, august și decembrie, în timpul retrogradului Mercur, sunt posibile cheltuieli neașteptate și întârzieri în tranzacțiile financiare. Este important să aveți grijă și prudență atunci când faceți tranzacții financiare în aceste perioade. Începând cu octombrie 2024, taurii trebuie să și planifice cu atenție cheltuielile. Nu ar trebui să vă asumați noi angajamente financiare fără o analiză atentă și o evaluare a riscurilor. Dragostea și relațiile în 2024 Conform prognozei astrologice pentru taur, Vei avea o mare dorință de a te bucura de viață și de iubire anul acesta. Perioada din martie până în aprilie va duce taurului dorința de a-și reconsidera relațiile și perspectiva asupra vieții. Tranzitele planetare pot aduce un sentiment de incertitudine. S-ar putea să începi să te întrebi de ce ai nevoie cu adevărat în viață și s-ar putea să simți dorința de a-ți schimba viața și relațiile. Tranzitul lui Venus în lună mai 2024 prin primul sector al horoscopului tău va face Taur luminos și atrăgător pentru cei din jurul tău. Mutarea lui Jupiter în Gemeniul nu mai poate aduce noi cunoștințe și oportunității de a extinde cercul social. Conform prognozei astrologice din 2024 pentru Taur, vei simți mai multă energie și încredere? ceea ce poate avea un efect pozitiv asupra vieții și relațiilor tale personale. În perioada iunie-iulie și septembrie-octombrie, viața ta socială va deveni deosebită de activă. Noi cunoștințe, întâlniri cu prietenii și rudele și petrecerea timpului activ în companie la așteaptă pe taur în acest moment. Încercați să nu vă pierdeți timpul cu relații sau interacțiuni inutile care nu au perspective. În august, Reprezentanții singurii zodiei pot întâlni o nouă dragoste și pot începe o relație. Perioada lunilor de vară este o perioadă de momente romantice plăcute în viața personală a taurului. Aceasta este o perioadă bună pentru a începe relații noi sau pentru a le consolida pe cele existente. În perioada iulie-august Energiile venuțiene se vor concentra pe consolidarea relațiilor existente precum și pe crearea unei atmosfere confortabile și plăcute în familie. Toamna va îndrepta atenția taurului asupra nevoii de a aborda problemele legate de casă, gospodărie și finanțele comune. O oarecare tensiune în relațiile de parteneriat este posibilă în acest moment. Cu toate acestea, ar putea fi, de asemenea, un moment favorabil pentru a lucra asupra ta și a dezvolta relații mai profunde. În general, în 2024, Taurul ar trebui să se concentreze pe dorințele și nevoile lui, să caute modalități de a-și dezvolta personalitatea și să încerce să menține relații armonioase și sănătoase cu cei dragi. Amintiți-vă că în dragoste și relații, este important să fiți sincer și deschis să vă respectați partenerii și să găsiți un echilibru între spațiul personal și viața împreună. Horoscop 2024 pentru bărbatul taur Prognoza pentru bărbatul taur pentru anul 2024 vorbește despre posibile mari succese în carieră și afaceri. În prima jumătate a anului, vei avea multe oportunități de a te manifesta activ ca persoană și profesionist. Jupiter, care se află în zodia taurului, îți va influența favorabil calitățile de conducere, ajutându-te să obții succesul. A doua jumătate a anului este favorabilă creșterii financiare și investițiilor. Cu toate acestea, a doua jumătate a anului poate fi mai stresantă și mai solicitantă. Aceste lucruri poate duce la sentimente de oboseală și epuizare, dar este important ca bărbatul taur să nu renunțe și să continue să lucreze pentru succesul său în viața personală a bărbatului Taur în 2024, pot avea loc o serie de evenimente interesante. Printre ele pot fi noi cunoștințe și relații romantice. În perioada primăvară-vară, viața ta personală va fi deosebită de activă și dinamică. Cu toate acestea, a doua jumătate a anului poate aduce unele dificultăți în relațiile personale, iar bărbatul taur ar trebui să fie pregătit pentru ele. Este important să nu uiți să arăți grijă și atenție partenerei tale pentru a menține o relație de încredere. Horoscop 2024 pentru femeia taur. Pentru femeia taur, horoscopul anului 2024 promite noroc și dezvoltare puternică. În prima jumătate a anului, este posibil să primiți o ofertă de muncă sau să începeți un nou proiect care vă va aduce venituri suplimentare. Munca și diligența voastră vor fi apreciate, ceea ce se va reflecta în îmbunătățirea situației voastre financiare. Cu toate acestea, nu trebuie să uitați de echilibrul dintre muncă și viața personală, așa că nu uitați să acordați atenție familiei și prietenilor. În a doua jumătate a anului este posibil să aveți dorința de a călători, de a învăța noi abilități sau de a participa la evenimente active. Aceste noi activități nu numai că vă vor ajuta să vă lărgiți orizonturile, ci și să vă deschidă noi oportunități pentru carieră și creștere financiară. Dacă sunteți într-o relație, ați putea să o întăriți și să o faceți mai profundă și mai încrezătoare. Dacă ești un taur singur, s-ar putea să ai o nouă cunoștință care se va dovedi a fi partenerul tău ideal. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?